Bună ziua și bine v-am găsit! Alături de mine în studio se află colegul meu Victor Cosmei. Vom continua seria interviurilor noastre cu candidații la Primăria Capitalei. Astăzi, alături de noi, l-avem invitat pe Vlad Voiculescu, candidatul plus la Primăria Capitalei. Bine ai venit! Mă bucur că m-ați invitat. Vă mulțumesc! Ne face plăcere să discutăm cu dumneavoastră, să ne spuneți planurile mărețe pentru București. O să începem cu o întrebare din domeniul politic. Dumneavoastră sunteți candidatul plus pentru Primăria București, iar Nicușor Dan a fost desemnat candidatul USR București. Desemnarea lui Nicușor Dan ca independent din partea USR București a stârnit o foarte mare nemulțumire în plus. Chiar ați sesizat AEP și ați obținut un răspuns că Nicușor Dan nu poate candida din partea Alianței decât dacă se înscrie în unul din cele două partide. Care este mai exact nemulțumirea dumneavoastră și de ce nu doriți un sondaj care să stabilească candidatul Alianței? Yeah, ok. Mulțumesc pentru întrebare, e bine de clarificat. Mai întâi, nu există niciun fel de nemulțumire. De la început, lucrurile au stat așa. În Alianță am discutat și am pus asta într-un protocol de asemenea, că fiecare partid își desemnează un candidat. Nu am discutat atunci despre candidați independenți, dar în sine nu este o problemă. USR a luat această decizie conform, sigur, au făcut câteva modificări acolo, dar decizia USR este clară, este acceptată. Plus a desemnat de asemenea un candidat, asta încă din august. Există doi candidați și Alianța a comunicat foarte clar de asemenea că o să aibă un candidat, că o să aibă candidați comuni de fapt în fiecare unitate administrativ teritorială din România. București nu este o excepție. Clarificările de la Apple, la care faceți referire, au pornit de la secretariatul nostru general. Sunt pur și simplu teme pe care preferăm să ni le facem înainte. Trebuie să știm ce înseamnă un candidat independent. Este una dintre cele două variante. Ca o alianță politică să aibă un candidat independent, trebuie să nu aibă propriul candidat. Asta sună banal, dar e un lucru care trebuie clarificat. De asemenea, sunt întrebări legitime ale oricărui partid politic în legătură cu susținerea campaniei, în legătură cu susținerea costurilor unei campanii, capacitatea unui partid de a primi aceste costuri înapoi, de a putea primi costurile rambursate. Asta nu este posibil pentru un candidat independent, dar lucrurile astea pur și simplu trebuie clarificate și apoi trebuie văzut dacă există soluții pentru. Din afară totuși s-a văzut că există niște tensiuni. Chiar domnul Dacian Cioloș a făcut niște declarații în care și-a arătat nemulțumirea față de alegerea Nicușor Dan. Nu și-a arătat nemulțumirea, atât timp cât protocolul spune foarte clar că există, că fiecare partid își desemnează un candidat, lucrurile sunt cât se poate de clare. Ce avem noi nevoie și ceea ce susținem întotdeauna este că trebuie să acționăm cu bună credință și transparent și lucrurile dacă stau așa, nu e absolut niciun fel de problemă. A apărut cumva așa, că parcă ați vrut să forțați mâna USR-ului prin această solicitare la AEP. Că știți că Nicușor Dan a zis că nu vrea să intre în partid, că vrea să fie independent. Cei de la USR au zis că sunt ok cu asta și dumneavoastră venind la AEP parcă ați încercat să forțați mâna, că nu se poate. Dacă aveți corespondența cu AEP, v-aș pofti să o citim. Lucrurile sunt cât se poate de clare și cât se poate de tehnice. Că o anumită parte a presei a dat aceste interpretare, la fel cum se întâmplă destul de des în ultima vreme, cineva bagă bățul prin gard și spune sunt probleme în alianță. Tocmai de asta noi dorim să clarificăm lucrurile și revenim cu aceste întrebări. Da. Titlul acela pe care l-ați văzut ieri a fost plus încearcă să obstrucționeze pe cineva, nici gând de așa ceva. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Nicușor Dan a fost desemnat deja candidatul USR. Va exista o competiție înăuntru alianței, orice altceva, sunt lucruri de clarificat, lucruri tehnice. O altă dispută, pe care noi nu le-am scos în spațiu public. O altă dispută a fost legată de felul cum va fi ales candidatul alianței. Dacă va fi prin acel sondaj intern, prin alegeri interne, sau va fi printr-un sondaj de opinie, oamenii să fie întrebați, domnule, care doriți să fie candidatul. Adică să fie ales cel care stă cel mai bine în sondaje. Și aici iarăși a fost această dispută. De ce dumneavoastră nu doriți acest sondaj? Sau îl doriți? Sau haideți să clarificăm exact lucrurile. Sigur. Ca să... Sigur. Mai întâi, astea trebuie clarificate înăuntru alianței. Decizia o să fie una a alianței. Decizia poate să fie de trei feluri. Odată putem să avem alegeri interne. Așa cum fiecare partid și-a desemnat candidatul, așa ar putea și alianța, care funcționează ca o entitate, să-și desemneze candidatul prin vocea membrilor. Pur și simplu, membrii să voteze. Primaries, dacă vreți. Primaries închise se numesc astea.
A doua variantă este aceea în care invităm inclusiv susținătorii noștri și astea se numesc primaries deschise. Adică votează membrii de partid și votează de asemenea toți oamenii care sunt interesați, în principiu susținătorii, nu cei care sunt interesați direct în a avea un candidat cât mai bun al unui partid politic, în cazul nostru al Alianței. A treia variantă este cea a sondajelor. Sondajele versus celelalte două variante au avantaje și dezavantaje. Astea le vom cântări intern și vom lua o decizie. Nu e nimic. Chiar aveam o parte din cititori ne-au pus întrebarea asta la articolul în care anunțam acest interviu și spuneau dacă sondajele de opinie totuși îl indică pe Nicuș Ordan, pentru că la București era mai candidat, e mai cunoscut puțin, e mai... Atunci de ce să nu mergeți pe aceste sondaje, să luați, să vedeți ce zic oamenii care până la urmă vor vota, nu doar membrii. Da, asta, să nu cădem ce se întâmplă în bula noastră și ce se întâmplă în realitate, că iarăși avem această discuție tot timpul. Dacă vorbim despre realitate, realitatea unui partid politic este aceea de a-și desemna candidații cu care va merge în luptă mai apoi. Asta este realitatea politică, da? Un partid decide, după care cu candidatul respectiv merge mai departe. Dincolo de, dacă tot vorbim de realitate și sondaje, putem să avem o discuție relativ lungă la ultimele sondaje și cam care a fost marja de eroare. Preferința mea nu este pentru sondaje. Argumentul că am putea folosi sondaje, sigur, este unul real. Pot fi folosite sondaje în diverse momente în viața unui partid sau în viața unei competiții electorale. Este una dintre variante. Ce cred că putem să observăm și asta dacă ne uităm la alegerile prezidențiale și la alegerile europarlamentare, este că interesul oricărei mișcări politice este să aibă susținători cât mai aproape de procesul intern și cât mai activați, dacă vreți, cât mai activi în tot procesul decizional, în tot procesul politic decizional. E important să dai oamenilor posibilitatea să spună ce gândesc, să-și aleagă propriul candidat sau candidatul pe care îl vor susține. De asta ideea de primaries, care este comună a USR-ului și a multora din plus, este una care a fost testată acum în Budapesta și e folosită de foarte multă vreme în multe locuri din lume. Una care dă oamenilor posibilitatea să spună cu cine vrei să meargă mai departe. Sunt încântat de această idee, de ideea de a ne lăsa atât membrii de partid, cât și oamenii care ne sunt aproape, să spună deci, pe cine doresc. Ca să concluzionăm, dumneavoastră mergeți pe a doua variantă, adică să voteze și membrii partidului, dar să voteze și susținătorii dumneavoastră sau cei care sunt cei interesați. Susținătorii tuturor, susținătorii în Cușor Dan, cred că... Asta zicem, varianta de mijloc, cumva o alegeți. Asta ar fi varianta de mijloc. Prima variantă este ca cele două partide sunt, în momentul acesta, sunt undeva la 1800, nu vreau să greșesc, 1800-2000 de membri în București, la USR, din care, sigur, sunt, cred că, 700 sau 800 care au ales ca Nicuș Ordan să fie susținut de USR, să fie desemnat de USR. În plus, în București, există peste 3000 de membri numai în București și cu Ilfov peste 4000 de membri. Sigur, membrii pot să decidă, putem să stabilim dacă voturile cumva sunt ponderate într-un fel sau altul. Asta de asemenea se poate decide. Bun, dacă revenim totuși la decizia, la acel răspuns al AEP, care spune că Nicuș Ordan trebuie să fie membru într-unul dintre partidele Alianței. Dar asta spune și legea, nu este... Da, ok, bun, asta AEP ne spune că asta spune legea. Ce faceți dumneavoastră cu acest răspuns, această decizie a AEP, acest aspect din lege? Ce-am adică în relația cu USR? Ce faceți? Adică mergeți mai departe să o impuneți? Eu nu înțeleg... Partidele politice acționează într-un cadru legal. Cadrul legal nu poate fi schimbat de pe o zi pe alta. Cadrul legal trebuie clarificat. Sunt lucruri care pot fi, sunt, dacă vreți să le numim probleme, sunt probleme pentru care se pot găsi soluții și probleme pentru care nu se pot găsi soluții, respectiv soluțiile acelea sunt prea scumpe. Dar asta nu e decizia mea. Asta nu e decizia plus,
Asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în alianță, dar lucrurile sunt cât se poate de clare în lege și lucrurile astea trebuie pur și simplu clarificate mai întâi intern și asta este treaba pe care a făcut-o secretariatul nostru general, adică a citit ceva în lege, a verificat la autoritatea ca o opinie juridică. Nu e nimic revoluționar acolo și n-ați văzut o poziție de la noi care să spună, uite, asta este legea și de asta vom acționa în felul ăsta. Lucrurile astea sunt pur și simplu clarificări interne, care sunt la fel de certe, precum și la fel de clare ar trebui să fie, precum faptul că Nicușor Dan a fost desemnat candidat. Este un lucru absolut. Ați început discuțiile interne cu USR pe această temă, adică să clarificați, pentru că înainte de a discuta de sondaje și de votați membrii susținători, discutăm de acest aspect legal până la urmă, da? Și care se poate rezolva, singura cale este ca Nicușor Dan să se înscrie într-un partid, USR sau Plus. Legea este clară, invitația către Nicușor Dan a venit de multe ori, nu de la noi, nu suntem noi îndreptățiți să îi cerem nimic. USR însă l-a invitat în mai multe rânduri. Înțeleg argumentele pentru omenești, dacă vreți, pentru care domnul Nicușor Dan nu se înscrie în USR, dar nu-i treaba mea să comentez asta. E decizia dumnealui, e decizia USR. Pur și simplu, însă, dacă spunem că apa ne udă, putem să discutăm despre cât de mult, dar e o chestiune, da? E un lucru clar și putem să luăm și opinie despre asta. Mai aveam un cititor, de fapt mai mulți, care au întrebat cam același lucru. Care va fi strategia alianței dacă vor fi alegeri într-un singur tur? Pentru că doi candidați din partea dreptei, să zic așa, de partea opoziției, ar însemna o victorie pentru Firea. Pentru că ați adus aminte de exemplu Budapestei, unde toate forțele de opoziție s-au pus în spatele unui singur candidat. Okay. Sunt două lucruri separate. Deci unul este ce vom face noi în alianță. Noi nu acționăm fiecare de capul nostru, ci fie că avem o alianță politică deja depusă la un protocol deja depus la tribunal. În alianță vom avea un singur candidat. Deci asta trebuie să fie clar. Cine se înscrie în cursa internă pentru desemnarea acestui candidat comun, trebuie să-și ia angajamentul că dacă se înscrie, dacă nu va fi desemnat, se va retrage. Eu voi face asta. Aștept același angajament din partea domnului Nicușor Dan. Dacă se înscrie în cursa internă a Alianței USR Plus și nu va fi ales candidatul comun al Alianței, singurul candidat al Alianței, atunci mă aștept de la dumnealui să se retragă din cursă și mă aștept ca să declare lucrul acesta cât se poate declara, cât mai curând. Asta este așteptarea mea de la Alianța USR Plus, din ceea ce facem noi în Alianță. Dincolo de Alianță, evident că dacă o să avem alegeri într-un singur tur, are tot sensul din lume să avem un singur candidat. Și veți vedea, mi-a plăcut cum m-ați introdus din seria noastră de interviuri. Probabil că o să aveți multe, o serie lungă de interviuri, pentru că am putea să avem mulți candidați la primăria municipiului București, chiar și pentru că diverse partide încearcă să se poziționeze și să vină la masa negocierii. Dar concret, cu PNL-ul ați discutat cumva, ați discutat dacă veți fi dumneavoastră candidatul, dacă vă susțin, dacă nu, ați avut niște discuții, niște negocieri sau totul e așa? Da. Nu e niciun fel altfel decât e firesc să fie. Discuții există între președinții partidelor, discuții există și la nivelul potențialilor candidați. Există și în PNL mai mulți potențiali candidați. Avem discuții, PNL nu a luat o decizie, după știința mea nu va lua o decizie până prin februarie. Apropo de a avea propriul candidat sau a susține alt candidat, senzația mea este că PNL va vrea să aibă propriul candidat, cel puțin în primă fază. Și tot senzația mea este că după ce Alianța își va desemna propriul candidat, cândva, probabil sfârșit de martie, ca să fie destul de aproape de alegeri, așa încât aceste primary să fie relevante, sau orice fel de... Da, mă rog, primaries e o chestiune activă, unde toată lumea este implicată, unde zeci de mii de oameni ar fi implicați. De aceea opțiunea mea și opțiunea plus este pentru primaries cât mai aproape de alegeri, dar așa încât să ne rămână destul timp încât să putem să discutăm pe liste. Să că, din păcate, alegerile trecute, principala greșeală a fost că partidele au venit foarte târziu cu candidații și, din păcate, în anumite situații nu prea erau cunoscuți și n-au avut timp să
să se facă cunoscuți. Da. Și atunci a fost unul dintre motivele pentru care au pierdut primăria capitalei. Sperăm să fim învățat din greșelile anului 2016. Sper ca Nicu Șordan să fie învățat de acolo, sper ca PNL să fie învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci. Sper că vom putea vorbi și o facem deja. Sper că nu vom avea oameni care să fie deosebit de încăpățânați și să meargă până la capăt, indiferent ce ar fi. Sper de asemenea că o să avem un proces pe care toată lumea să-l respecte și procesul ăsta trebuie să fie foarte public așa, și să implice 10.000 de oameni, așa încât cine nu-l respectă să știe că va plăti un preț politic pentru asta. Cred că soluția optimă este desemnarea candidatului Alianței înainte de 15 martie, în orice caz. În a doua parte a lunii martie să avem desemnarea unui candidat unic al opoziției, cel puțin dacă rămânem în scenariul în care rămânem cu un singur tur. Apropo de ceea ce spuneați mai devreme, nu pot să vă dau decât dreptate. Evident că e bine ca toți candidații să-și anunțe candidatura din timp, să nu avem surprize în ultimele momente. E de bine de asemenea ca partidele politice să trateze lucrul ăsta cât se poate de serios. Dacă venim cu ideea unui candidat comun, n-ar trebui să uităm că primarul nu poate face foarte multe fără Consiliul General. Da, foarte adevărat. Și atunci trebuie să avem echipe, echipe care să stea la masă, echipe care să stea la masă pe program, pe măsuri, să agreem asupra câtorva măsuri concrete, dar mai ales asupra unor principii care să fie cunoscute tuturor. Și dincolo de asta trebuie să știm că ne putem baza unii pe alții. Avem nevoie de un Consiliu General cu oameni care să fie profesioniști, care să fie onești și între care să existe un minim de încredere. E esențial, cred că asta avem de făcut în București și asta avem de făcut în România, să construim încrederea unii în alții și asta trebuie să înceapă din administrația publică și cum altfel decât dacă începem de aici, ca între candidați și între oamenii care vor lucra unii cu ceilalți, să existe un minim de încredere. Am pierdut deja foarte, foarte mult timp pe partea de politică. Eu sunt mai pe administrație, așa că o să începem asta cu administrația. Vom discuta de probleme punctuale. Da, haideți să discutăm de probleme punctuale, pentru că oamenii cumva s-au săturat, cred că, de aceste discuții politice și așteaptă niște soluții concrete pentru orașul lor. Așa că începem cu cea mai mare problemă în momentul de față, cu termoficarea. Oamenii stau zile în șir fără apă caldă și căldură. Problema s-a acutizat în ultimii ani. Care este soluția dumneavoastră pentru această problemă? Concret, ce pași veți face ca bucureștenii să aibă apă caldă și căldură? Da, mai întâi o notă generală. Cumva tindem să considerăm principala problemă problema care arde și asta facem de foarte multă vreme. Faptul că rămân 1,2 milioane de oameni fără apă caldă și căldură, eu zic că e o problemă. E o problemă mare, cu siguranță. Dacă peste 3 săptămâni ar fi un cutremur, Doamne ferește, atunci termoficarea ar fi cea mai mică problemă și am avea problema cutremurului. După cum peste vreo 4 luni de acum încolo, când o să vină căldura, principala problemă o să fie traficul și dacă o să avem pe cineva bolnav, principala problemă o să fie sistemul sanitar. Cred că lucrurile trebuie tratate un pic mai strategic. Cred că principala problemă, principalul motiv pentru care am ajuns în situația asta cu Radet, cu termoficarea, este tocmai lipsa completă a oricărei strategii, a oricărui plan, lipsa unei abordări structurale. Toate încurcăturile putem să enumerăm câteva, de la cadrul legal al acestei noi companii municipale înființate. Eu nu știu dacă are încă un contract cu Elcen sau nu. Are semnat un contract cu Elcen, au semnat în urmă cu câteva zile, au obținut și licență de la ANRE. Teoretic funcționează legal. Licența de la ANRE nu o să mă exprim, probabil că e o urgență. Oamenii trebuie să aibă căldură. Categoric. În ce măsură... Lucrurile s-au întâmplat pe repede înainte în această situație. Asta este cât se poate de clar și cumva toate autoritățile statului sunt puse în situația în care oamenii trebuie să aibă căldură, deci trebuie să
Ne dăm peste cap. Bine, toată lumea în aceeași situație peste cap suntem și... de 10 ani, că întotdeauna a fost, nu putem să oprim căldura. Că... Discuția e că problema e clară. Iarna asta e pierdută din multe, trebuie doar peticită treaba. Dar de la anul, dacă Vlad Voiculescu va ajunge primar general al Capitalei? Vom avea un plan. Vom avea un plan. Și care este acesta? Plan... Sau niște, nu știu, da, schițați-ne-l puțin, cam ce, da, unde vedeți rezolvarea? Okay. Haideți să vedem principiile de bază. Principiile de bază sunt așa. Unu, mai întâi, dacă putem, dacă putem, trebuie să păstrăm sistemul centralizat. Nu cred că avem o altă soluție în momentul acesta. În ce măsură ne putem baza pe infrastructura curentă? Avem... Numai inelul median este cumva infrastructura primară este de 1000 de kilometri, avem infrastructura secundară de 3000 de kilometri, deci mai avem mai mulți kilometri, dacă vezi, de infrastructură de termoficare decât drumuri publice în București. Avem de asemenea, dacă ne-am apucat să săpăm tot, undeva la peste o treime din drumurile publice ar trebui săpate. Avem mai bine de 80% din infrastructura primară este de peste 20 de ani. Mai bine de 60% din infrastructura secundară, din 3000 de kilometri, are de asemenea peste 20 de ani. Trebuie să vedem, trebuie să pornim de la adevăr, și nu vreau să sune ca o filozofie de viață, dar trebuie să pornim de la adevăr, trebuie să pornim de la date. Trebuie să vedem care sunt, în ce măsură poate fi folosită toată infrastructura asta, unde trebuie peticit, cât trebuie peticit și cum se poate petici. În orice caz, ce s-a făcut în ultimii ani, vedem, inclusiv dacă ne uităm pe buget, ne uităm pe buget și vedem că au fost alocate sume și nici măcar sumele respective nu au fost cheltuite. Din păcate, ei nu au avut contracte cu firme private care să facă acest lucru și au făcut majoritatea lucrărilor în regie proprie și au fost, și a ieșit ce a ieșit. Și de ce? Întotdeauna, orice am discutat, trebuie să vorbim de un plan și trebuie să vorbim de construirea capacității administrative. Capacitatea administrativă a actualei administrații, capacitatea lor de a, dacă vezi, de a cheltui bani, altfel decât pe vouchere și pe lucruri care se dau pe o foiță de hârtie și am aruncat cu banii pe fereastră, tinde către zero. Deci trebuie să lucrăm la astea două lucruri. Trebuie, unu, să avem un plan care să pornească de la adevăr, doi, să avem capacitatea administrativă, capacitatea administrației de a implementa investiții. De a implementa investiții mici, peticeri, dacă vezi, sunt necesare, trebuie să le facem și trebuie să le facem vara, cum ar fi asta, și trebuie să avem șantierele alea, evident că trebuie să fie mult mai multe și trebuie să fie mai eficiente, după care trebuie să avem investiții serioase în infrastructura de termoficare. Da, concret, cam câți kilometri v-ați putea angaja că ați reabilita într-un an? E oriunde de la naiv până la parșiv, dacă vreți să îmi asum eu un număr de kilometri. Cum aș putea face asta fără să am o analiză pertinentă asupra calității, asupra situației actuale a infrastructurii. Totuși, sigur, pot să spun 100 de kilometri, 50 de kilometri, 150 de kilometri. Ați fi naiv să mă credeți. Ok, atunci o să vă întreb altfel. Cam în cât timp crezi că v-ați putea apuca serios de treabă dacă veți fi primarul Capitalei? Din prima zi. Din acest punct de vedere. Adică, știu, eu am tot văzut de pe vremea domnului Videanu, tot am văzut. Fiecare promite în campania electorală, domne, uite, eu fac nu știu ce, fac revoluție în trafic, vă scăpăm de maidanezi, vă, nu știu. Ați auzit și cifre, nu? Am schimbăm auzit și cifre. Tot, ideea este felul următor, că eu am senzația că majoritatea candidaților la primăria Capitalei suntem doi. Și din anii trecuți au, cum să spun, tind să vorbească fără să aibă o analiză. Și eu mi-aș dori sincer ca să aveți această analiză înainte, ca să știe cam lumea de ce v-ar... Da. Păi, sunt cifre publice, adică... Cifrele publice pot fi analizate. Sunt foarte multe informații care nu sunt publice. Informațiile referitoare la situația rețelei nu sunt în întregime publice. Discuțiile trebuie să fie împreună cu oamenii de acolo care au informațiile. Mi-e teamă că un plan concret ca să poți să ieși cu o cifră, asta poate fi făcut abia atunci când ești în administrație,
când ai acces la toate cifrele și știți foarte bine cum sunt, cam care este calitatea datelor publice, inclusiv în privința termoficării. Da, din păcate sunt, mă rog, deși ultimele rapoarte au fost destul de complete. Asta, deci eu din discuția cu dumneavoastră înțeleg în felul următor, că doriți să păstrați sistemul centralizat de termoficare, da, și că veți face un plan când veți, dacă veți ajunge primar, când veți ajunge la primărie. Asta e ce ne-ați putut spune. Planul un plan, este... veți analiza situația și veți veni cu un plan în concretanță. Da, planul este așa. Se păstrează, încălzirea, se păstrează infrastructura asta. Se reabilitează ceea ce poate, tot ce poate fi reabilitat, se clarifică chestiunile juridice, atât cele legate de Elcen, cât și cele legate de compania municipală, se folosesc fondurile europene. Aici am o nelămurire apropo de, am văzut ieri s-a prelungit perioada de depunere pentru POIM, pentru programul operațional de infrastructură mare. Sunt 176 de milioane de euro care au fost disponibili și n-au fost folosiți. Nu mi-e clar dacă acțiunea 7.2 a fost prelungită la solicitarea primăriei. Presupun, sper că așa este. Sper că acei bani să nu fie pierduți. Ei au aprobat ieri toată documentația pentru a depune. Înțeleg că până la finalul anului vor depune toată documentația, mă rog, cererea de finanțare și toate documentele aferente, dar nu știu acum, rămâne de văzut dacă se va întâmpla, ce se va întâmpla, adică nu putem să ne pronunțăm. Sper ca banii ăștia să nu fie pierduți. Sper ca banii ăștia să nu fie pierduți. Cred că toată lumea și dorește asta. Bun, erau și contracandidatul nostru, domnul Nicușor, dar contracandidatul în interiorul Alianței, ca să zic așa deocamdată, avea o părere similară. Spunea că trebuie păstrat sistemul centralizat. Pe de altă parte aveam și cititori noștri și utilizatori pe Facebook care se înscriau, domnule, dar dacă mie mi-e frig, de ce să nu mă lăsați să-mi pun centrală? De ce să nu, dacă administrația este incapabilă și nu va fi capabilă să o rezolve până la iarna următoare, până peste 2 ani, de ce să nu pot eu să-mi pun centrală? Așa. Și domnul Cruzan spunea că el vede o politică de descurajare în timp a centralelor de apartament. La fel văd și eu. O politică de descurajare în timp, asta înseamnă însă că trebuie să le oferi oamenilor alternativă. Și alternativa optimă este încălzirea prin termoenergetica, nu? Cum se numește, prin sistemul centralizat. Dar asta trebuie să făcut urmând 3 pași. Deci, 1, trebuie să ai un plan. 2, trebuie să ai capacitatea de a implementa investiții serioase. 3, și să ai capacitatea de asemenea de a atrage finanțare pentru asta. Fie că sunt fonduri europene, fie că sunt, sigur, bani publici. Nu vor ajunge banii publici pentru asta. Va trebui să atragem fonduri de la Banca Europeană de Investiții, de la BERD, de la Banca Mondială. Și instituțiile astea trebuie să fie în discuție de la bun început. Un plan trebuie făcut cu toți, cu toată lumea la masă și de asemenea subvenția trebuie scăzută, nu e sustenabil. Nu poți să păstrezi subvenția la nivelul ăsta pentru mulți ani de acum încolo. Asta înseamnă creșterea prețului la gigacalorie pentru populație. Asta înseamnă creșterea prețului la gigacalorie, asta înseamnă de asemenea că dacă avem un plan și dacă avem investiții, trebuie să reducem pierderile. Fără să reducem pierderile, sistemul actual nu este sustenabil. Dar veți scădea subvenția direct sau întâi veți face niște investiții, veți reduce pierderile și apoi evident, veți cădea... Evident, varianta 2. Ok. Ca să clarificăm, adică discuția este foarte tehnică, dar aș vrea să o menținem la acest nivel ca să înțeleagă cei care ne privesc și să vadă exact... E foarte bine. Referitor la oamenii care în momentul ăsta nu au căldură și au nevoie de o alternativă, cred că alternative ar trebui să fie permise. Alternativele optime nu sunt centralele de apartament, din mai multe motive, de poluare. Deci permiteți debranșarea de la Radet, de la termoenergetica? Cred că mai degrabă soluțiile temporare, dacă vorbim de săptămâni sau luni de zile, atunci ar trebui găsite în posibilități de încălzire pe bază de energie electrică. Permiteți caloriferul electric. Adică, hai să spun așa, la asta ne referim? Primăria trebuie să acționeze pe baza pe baza realității oamenilor. Dacă realitatea unui om este că nu se poate încălzi, atunci primăria trebuie să-și asume responsabilitatea și să-l ajute să se încălzească. Dacă asta înseamnă o subvenție pentru energie electrică ca să-și pună calorifer electric, da, asta trebuie să facă.
Deci vă promiteți subvenții pentru energie electrică, pentru cei care au nevoie de încălzire. Cazuri punctuale. Cred că primăria trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce a făcut primăria. Nu, mai departe, haideți să mergem la trafic. Trafic și conex poluare, pentru că astea sunt legate oarecum. Noi suntem pe locul 11 în lume, spune un studiu realizat de TomTom în ceea ce privește aglomerația, în ceea ce privește traficul, și pe locul 6 în Europa, în ceea ce privește poluarea. Da. Care este planul nostru pentru reducerea poluării și fluidizarea traficului? Bun. Mai întâi, datele. Ca să pornim de la adevăr, datele privind poluarea sunt poluate. Datele privind poluarea nu sunt de încredere. În momentul acesta avem câteva proiecte private, câteva inițiative private de măsurare a calității aerului în București. Ne arată cu totul altceva. Știm, și noi am analizat și am scris exact de acest lucru. Dar autoritățile nu reușesc. După datele oficiale pare că de București nu e poluat. Da. Sigur, București nu e poluat. Eu vă spun din datele oficiale, neoficial. Da, este o mizerie. Vă spun omenește, este o mizerie ce se întâmplă. Să permiți poluarea la pachet cu minciuna e un lucru pe care eu ca cetățean nu-l pot accepta din prima zi de mandat pot să vă spun că în toate privințele, că vorbim de termoficare, că vorbim de poluare, că vorbim, vor vorbi despre adevăr. Trebuie să punem adevărul pe masă și să vedem care este situația reală de la care începem. Deci situația poluării în București e teribilă. Asta se simte de la sectorul 1 până în sectorul 6. Se simte asta peste tot, iar în centru, asta are legătură, e conexă, dacă vreți, în principal cu traficul, dar există și, vorbim de arderea deșeurilor. Da, foarte puțin să vorbesc de celelalte surse, de la centrale până la arderea deșeurilor, exact. Pentru că de multe ori și noi am regăsit asta, în acele monitorizări private despre calitatea aerului, vedem că multe momente maxime, da, de depășire a normelor se întâmplă noaptea. Weekend sau weekend târziu, tocmai când vedeam în fiecare sâmbătă noaptea acele raportări apar cu roșu. Sâmbătă noaptea. Da. E bine că avem niște raportări, ar trebui să avem mult mai multe. Și ar trebui să le avem oficiale. Dacă mergem încolo spre Chitila, sâmbătă dimineața, trage aer pe nas și îți spui că ceva nu e în regulă. Sâmbătă dimineața, duminica dimineața, noaptea, de asemenea, dacă te trezești pe la 4-5 de asemenea, ceva se întâmplă. Și vom avea o taxă oxigen pusă pe trafic, să zic așa. Uitați, ideea nu e neapărat rea. Ideea de a avea mai puțin trafic în centru nu e neapărat rea. Ideea de a avea un cost pentru comportamente pe care nu le dorim pentru că ne fac rău tuturor, nu e neapărat rea. Taxa însă în sine, așa cum este propusă, nu rezolvă nici comportamentul, ba din contră, s-ar putea să fie, am auzit pe mulți spunând, dacă o să plătesc taxa, apoi o să circul, frate, că am plătit-o. Nu rezolvă, e inechitabilă, dacă vreți, îi taxează pe cei care au oricum mai puține posibilități și nu rezolvă, de asemenea, problema poluării. Ce veți face cu această taxă dacă veți fi primarul general al capitalei? E de analizat, dar mai degrabă o să fie o decizie a Consiliului General, dar mai degrabă cred că putem să găsim alte soluții mai deștepte decât... O veți modifica sau anula și prezenta o nouă taxă? Va fi o decizie a Consiliului General. Dar ceea ce cred eu este că această taxă nu rezolvă problemele noastre de bază. Care sunt soluțiile? Soluția nu poate veni doar din construcția mai construcții de din proiecte de infrastructură pentru a aduce mai multe mașini pe străzi. Soluția trebuie să vină din transport public. Practic, soluția pe scurt este mai puține mașini pe străzi. Cum facem asta? Oferind alternative de transport public. Mersul pe jos
e-mobilitate. Exact, ați pronunțat un cuvânt cheie pentru mine. E periculos în București. Primul, dacă întrebăm oamenii, și am vorbit cu câteva zeci de oameni despre asta, primul motiv pentru care nu-ți lași copilul să meargă mai mult pe jos sau nu mergi tu pe jos, cu atât mai mult dacă ești o mamă care are copilul în cărucior sau cineva cu dizabilități, primul motiv este, e periculos. Că nu ai pe unde. Este periculos. Unu, n-ai pe unde. Doi, e poluare. Trei, dacă ești cu o mamă cu un cărucior sau cineva în cărucior cu rotile, efectiv nu te poți strecura. Apoi, toată infrastructura nu este gândită în primul rând pentru pietoni, respectiv pentru bicicliști, respectiv pentru oricine folosește orice altceva decât mașina, ci e gândită, mă rog, e mult spus și că e gândită pentru mașini. Dar sunt situații în trafic și avem 200 și ceva de accidente în București în primele 6 luni ale anului ăstuia. Avem aproape 70 de persoane care au decedat în București. Avem peste 250, dacă țin minte bine, de persoane vătămate. Avem lucrurile astea, cifrele astea și senzația pe care o ai tot timpul că nu e sigur. Eu nu merg mai des cu bicicleta, îmi place foarte tare să merg cu bicicleta, eu nu merg mai des cu bicicleta în București pentru că mi-e frică. Dar mi se pare că este periculos, pur și simplu. Sunt o grămadă cu câteva excepții în centru, și câteva excepții, dacă vreți, poți să mergi prin Herăstrău. Să mergi cu bicicleta în București este de multe ori foarte periculos. Eu dacă aș avea un copil, unde nu l-aș lăsa să merg. De biciclete pe trotuar sau pe asfalt? Niciun caz pe trotuar. Ar trebui făcute culoare speciale, după cum ar trebui să fie și benzinice, cât mai multe benzinice pentru transportul în comun. Transportul în comun ar trebui să fie electric în centru, în cât mai mare măsură, fie că vorbim de autobuze electrice și aici o întreagă poveste cu licitația doamnei Firea, fie că vorbim de troleibuze, dar cât mai mult electric și toată rețeaua de transport public trebuie optimizată. Traseele cu siguranță trebuie optimizate, trebuie făcute investiții acolo, atât în infrastructura de în autobuze și în troleibuze și în tramvaie, cât și în infrastructura care stă la bază. Discutăm despre cum să rezolvăm partea și de trafic și conex și de poluare, da? Și ați spus că transportul public este o soluție, e-mobilitate, ca zic așa, și partea pentru bicicliști și pietoni. Da? Reglementată, da. Totuși, sunt mulți oameni care spun că cer și proiecte noi de infrastructură, pentru că Bucureștiul duce lipsă de o rețea de infrastructură adecvată. Da, orașele din vest elimină mașinile din centru, dar în același timp au avut o infrastructură mult mai bună la punct. Ei au făcut asta lipsesc, în anii 70. Exact, nouă ne lipsesc unele pasaje, unele supra-traversări. De aceea vă voi întreba ce proiecte le vedeți prioritare în mandat. Avem nevoie de asta de asemenea. Multe sunt detaliate în PMUD. Apropo de ce vorbeam mai devreme, despre cum fiecare candidat vine cu cifre, la fel fiecare candidat vine cu proiecte de infrastructură, unele suspendate, nu-i așa? Ce cred că trebuie să facem, noi în general, este să ne ținem de strategii. Să facem strategii pe ani mai mulți și dacă tot avem diverse documente de strategie, fie că vorbim de strategie pe sănătate, fie că vorbim de PMUD, de planul de mobilitate urbană durabilă, cred că trebuie să ne ținem de ele. PMUD, de acord cu dumneavoastră, dar din PMUD, vă mulțumesc. Ce proiecte vedeți implementate în mandatul dumneavoastră? Prioritatea are centura. Dar nu puteți să faceți centura că nu e la dumneavoastră. Sigur. Tot aud asta. Deci aud de peste 10 ani. Facem centura. Nu aveți cum să faceți centura. Ministerul nu va da centura la primărie. Sunt foarte multe lucruri de care avem nevoie în București, care nu țin direct de primărie. Sau nu țin de primăria generală. Unele țin de primăriile de sector. Primarul nu poate face multe fără Consiliul General. Primarul nu poate face foarte multe fără guvern. Sunt foarte multe lucruri care sunt la intersecția acestor instituții. Că vorbim de mediu, de exemplu.
În București e o problemă că primăria nu-și face treaba, dar toate instituțiile care ar trebui să aibă grijă de să supervizeze lucrurile astea și să colaboreze cu instituția, la rândul lor nu-și fac treaba. Deci un primar nu cred că ar trebui să vorbească strict de ceea ce este în curtea lui. Un primar ar trebui să fie un bun administrator, să fie un bun manager, cineva care să poată să strângă o echipă și să poată să facă treabă și să fi demonstrat asta. Un primar, de asemenea, trebuie să fie, dacă vreți, un avocat, în sensul englezesc al cuvântului de advocate, un avocat al cetățenilor care trăiesc în urbea asta, un avocat al nevoilor lor. Primarul ar trebui să fie cineva care să poată să discute cu guvernul. Să poată să solicite lucruri de la guvern și să poată să găsească soluții împreună cu guvernul. Ați spus, dar ați văzut că doamna Firea și-a dorit foarte mult figura și cam a cum? Avut și guvernul. Păi a tot cerut-o, dar nu... Păi poate trebuie să facă ceva mai mult decât o ceară. Și este o idee bună. Uite, colegul meu este specializat pe acolo proiecte mari de infrastructură. Inclusiv despre fondurile europene băgate deja acolo și faptul că mai sunt proiecte care sunt derulate pe fondurile europene și Comisia Europeană n-ar accepta schimbarea beneficiarului în timp. Mă rog, dincolo de asta, să spunem că nu se poate. Să spunem că nu se poate face transferul Centurii în momentul de față la capitală. Planul pentru Centură. Că, ok, e clar că e prioritară pentru București. Care este? Cum vedeți rezolvată sau ajutată compania de drumuri din partea primăriei? Pentru un plan comun pentru asta, dacă sunt lucruri pe care le poate face primăria și sunt lucruri pe care le poate face Ministerul Transporturilor. Discuția asta aș vrea să văd în prima săptămână de mandat, aș vrea să văd o discuție pe care primarul o cere cu Ministerul Transporturilor și aș vrea să văd un PowerPoint după discuția asta în care să se prezinte public, uite, ăsta este planul. Ne-am asumat împreună planul pe următorii 2 ani. Asta facem de săptămâna viitoare, asta facem primele 6 luni, asta facem în primul an și așa mai departe. Aș vrea să văd asta, aș vrea să văd asumare din partea primarului la demânuță cu Ministrul Transporturilor. Aș vrea să văd un ministru al transporturilor care refuză o invitație de la primar. Aș vrea să văd asta. Credeți că refuză dacă primarul spune, uite, l-am invitat pe Ministrul Transporturilor să vorbim despre o problemă pe care o au milioane de oameni aici în București. L-am invitat marți. Dacă nu poate marți, l-am invitat miercuri. Dacă nu poate miercuri, l-am invitat joi. Vine sau nu vine? Și așa și în fiecare zi la televizor și spune asta. Politică, asta. Dacă va accepta cred, sau nu ministrul... Nu cred. Permiteți-mi să nu cred asta. Dacă inclusiv în cazul același partid politic există foarte multe puncte de vedere și foarte multe interese, să zic, legate de anumite obiective strategice. Deci, spuneați mai devreme... Spuneați de influență, dacă da, vreți să mergem în domeniul acesta. Știu ce spuneți, dar noi am locuit 14 ani la Viena. Cred că asta e problema. Da, poate că asta e problema. Dacă mă întrebați. Da. Poate că asta e problema, poate că e mai puțin o problemă. Ce cred eu este că în țara asta de foarte multe ori ne găsim explicații. Asta nu e o explicație. Faptul că există sfere de influență, faptul că ei se ceartă într-un partid sau un altul, asta e o realitate. Asta, așa s-a întâmplat până acum. Nu, asta este o realitate. Vă spun eu care este realitatea, este că nu se face treabă. Nu ar fi normal. Sunt total de acord, dar așa ar fi normal să discutăm și să punem lucrurile astea pe hârtie lucru... și nu știu ce, dar adică dumneavoastră veți veni în acest sistem, dacă veți fi primar, care este imperfect și care este așa cum este. Și asta este exact sistemul lui. Întotdeauna trebuie să ne gândim la realitate și trebuie să ne raportăm la cum ar fi normal. Nu ne putem raporta la ce s-a întâmplat, care sunt interesele, trebuie să ne raportăm la nevoile oamenilor și să spunem ceea ce este normal. La fel am spus când au lipsit medicamente, la fel am spus când, când nu exista o casă în care părinții copiilor să vină și să locuiască. Sigur, puteam să mă uit la de ce nu s-au construit case lângă spitale în care părinții care vin de departe să construiască, să poată să locuiască ca oameni și să nu trebuiască să stea pe un scaun. Am preferat să spun care este normalitatea și odată ce verbalizezi normalitatea și spui, uite, acum ne apucăm să facem, lucrurile se întâmplă. Oamenii se adună, lucrurile se întâmplă. Împreună putem să facem aproape orice. Faptul că un ministru este un servitor al nostru. Este un angajat al oamenilor. Ideea asta că ei au putere și că se pot cumva fofila și pot argumenta totul pe bază de ăsta nu e interesul partidului sau există nu știu ce, interese absconse ale unei găști, astea trebuie să le uităm. Deci astea trebuie să-și le înghită singuri dacă mai vin cu așa ceva. Ce spun eu este că interesul public, dacă avem nevoie de centură, primarul Bucureștiului trebuie să spună în fiecare zi că avem nevoie de centură și să-l pună la colț pe ministrul transporturilor sau pe premier sau pe președinte dacă trebuie. Bun.
Ați rezolvat cu centura, ca zic așa, adică sunteți la masă cu Ministerul Transporturilor și aveți un plan. Ce alte proiecte? Să revenim. Proiecte de infrastructură pe care le vedeți implementate din PMUD, dar implementate în mandatul dumneavoastră. M-aș referi pur și simplu la proiectul de la lista de proiecte din PMUD, dar n-aș vrea să vin acum cu o prioritizare. Aș vrea să văd care este situația financiară, ce ne permitem, ce proiecte s-au început. V-aș spune că dacă în țara asta s-ar termina proiectele care au fost deja începute, numai pentru a termina proiectele care au fost deja începute, făceam un calcul cu Victor Josan în 2016, ar trebui bugetul de investiții pe 2 ani. Deci numai dacă am terminat proiectele începute. Așa încât, în loc să vă spun cu ce proiecte aș vrea să vin eu, aș vrea să văd care sunt proiectele începute, în ce stadiu sunt. Ce proiecte vreți să le terminați atunci? Aș vrea să văd care sunt toate proiectele începute și care este situația. La Ciurel, da, pentru că acolo... Vă doriți să continuați străpungerea spre autostradă? Uite, asta e un proiect început și este un proiect foarte discutat. Cred că trebuie finalizat. Ok, la pasajul de la Nicolae Grigorescu. S-a finalizat prima parte, acum, mă rog, urmează să... Se finalizează. A doua parte, ca să ajungem în partea de sud a orașului. Veți continua acest proiect? Dacă putem să asuma finalizarea asta într-un termen rezonabil, atunci cred că da. Pentru asta ar trebui să mă... E un drum fără pasaje, pur și simplu de asfaltat, un drum de două benzi pe sens. E un proiect. Da. Trebuie doar exproprieri făcute acolo, la nivel administrativ. Iarăși, inelul median, acel inel median pe care ne promite toată lumea. Ce veți face cu el? Că e deocamdată pe hârtie. Mă rog, e autostrada suspendată, care a devenit nesuspendată și care a rămas pe hârtie. Același lucru pe care l-aș face cu oricare alt proiect. M-aș consulta cu specialiștii. Aș vedea dacă avem capacitatea financiară să le ducem, capacitatea administrativă și dacă este inclus în PMUD și dacă avem capacitatea să le implementăm, atunci ar trebui implementate. Am reținut totuși ideea că veți continua cu pasajul de la Ciurel și străpungerea până la autostradă, dar am să vă întreb de ce, pentru că, de exemplu, contracandidatul dumneavoastră, Nicu Șodan, a zis că nu trebuie continuat, trebuie oprit acolo, că mai departe... Da, n-aș vrea să intru în această discuție. Lumea întreabă de ce un candidat din aceleași bulă, ca să zic așa, vrea continuarea. Cu siguranță o să avem discuții. Discuția pe care am avut-o pe această temă cu expertul în care eu am încredere a fost mai degrabă în vederea finalizării proiectului. Haideți să mergem tot în domeniul concretului. Gabriela Firea a înființat cele 22 de companii municipale, probabil cea mai controversată decizie din mandatul său. USR a obținut anularea lor în instanță, au fost reaprobate, pentru că s-a modificat codul administrativ și a fost toată această situație. Ce veți face cu cele 22 de companii municipale, dacă veți fi primarul general al capitalei? Și mai important, poate, ce veți face cu oamenii care lucrează acolo? Peste 5.000 de oameni în momentul de față. Da, nu sunt adeptul soluțiilor cu toporul, dacă vreți. Aceste companii care au fost înființate în mod ilegal ar trebui evaluate. Ar trebui evaluat în ce măsură sunt necesare, dacă nu trebuie desființate, indiferent de orice altceva. În măsura în care pot fi utile, atunci trebuie păstrate. Situația este o principală utilă? Termoenergetică, de exemplu. Nu cred că ne putem permite să o desființăm. Dacă tot vorbim de exemple, înainte să trecem la exemple, aș mai spune că situația acestor companii este deosebit de complicată în momentul ăsta. Nu numai că au angajați, dar au active. Aceste companii au cumpărat în draci. Asta au făcut o mulțime de achiziții. Banii cumva pot fi recuperați aici. Cum? Problema cea mai mare din punctul meu de vedere este... Cum pot fi recuperați banii? Păi, au cumpărat buldozerele, luați buldozerele, le mutați la ALPAP sau le mutați la administrația străzilor. Problema cea mai mare este că majoritatea serviciilor publice au fost delegate către aceste companii. Dumneavoastră, că dacă veți fi primar general, ca să faceți licitație, să atribuiți din nou contractele, aveți nevoie de minim 3 ani. Și nu știu ce să faceți 3 ani fără servicii publice. Că... Păi aia e problema. Deci, o parte dintre aceste companii trebuie păstrate, o parte dintre ele nu trebuie păstrate. Mergând la... Asta în funcție de utilitatea lor. S-a vorbit zilele trecute despre spital.
despre Spitalul Metropolitan. Spitalul Metropolitan a fost pregătit de una dintre aceste companii municipale. A fost făcută de Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă, care face de fapt toate studiile de fezabilitate și proiectarea. Asta este ceva ce recunosc că pe mine m-a lăsat cu gura căscată. Deci, ideea, deci un studiu de fezabilitate este un document tehnic esențial pentru orice proiect. Problema principală pe care o avem noi în București și în toată România și dacă vreți și în regiune, am fost la Viena și am lucrat pe proiecte de infrastructură 10 ani, proiecte de infrastructură în Germania, în Austria, dar și în Serbia, în Bosnia, în România, în Ungaria. Problema pe care o avem în toată regiunea este aceea de pregătire a proiectelor. Dacă un proiect nu este bine pregătit, atunci putem spune cu siguranță că dacă nu este bine pregătit și nu are o bună echipă de implementare, acel proiect nu va fi implementat. Această pregătire a proiectelor ține în mod esențial de studiu de fezabilitate. Ideea că toate studiile de fezabilitate sunt doar niște bucăți de hârtie pe care e ceva scris și facem o companie municipală care face toate studiile de fezabilitate, în loc să apelăm la cei mai buni experți din birouri de arhitectură, din case de avocatură și așa mai departe, toți oamenii ăștia de care avem nevoie pentru studii de fezabilitate făcute cu cap, adică pentru pregătirea proiectelor făcute așa cum se cuvine, ideea asta mă depășește, este pur și simplu de Alice în Țara Minunilor. Să ai o companie care produce hârtie, produce orice studiu de fezabilitate și produce repede, să ne spună doamna Firea că a făcut un studiu de fezabilitate în 8 luni pentru o investiție de 1 miliard de euro, e pur și simplu pentru orice specialist, oricine care a avut de-a face cu investiții, cu proiecte de investiții, este pur și simplu de râs sau de plâns. Dar care ar fi un termen corect pentru studiul de fezabilitate din punctul nostru de vedere? Păi mai întâi ar trebui să te uiți care sunt nevoile. Asta, dacă vrei să o faci cum se cuvine, poate să-ți ia de la câteva luni la câțiva ani. Dar dacă nu investești câteva luni de zile și nu ne spui cu ce experți ai lucrat, care sunt datele pe care le-ai folosit, dacă nu ne spui cum ai evaluat nevoia de acest spital, care sunt secțiile, care e patologia în orașul acesta, de ce au oamenii nevoie mai mult de ortopedie sau de ginecologie, sau care sunt datele care stau la baza acestui studiu. Asta ți-a luni de zile. Asta trebuia făcut încă din 2000, vă amintesc că în 2016 m-am întâlnit cu doamna Firea și am stat așa la masă cu spital. A fost una dintre promisiunile de campanie, de altfel. Țin minte că în martie 2016, țin exact minte când însă a venit și a spus, domnule, eu voi face acest spital. M-am întâlnit cu doamna Firea. A făcut doar un studiu de fezabilitate și asta înțeleg că discutabil, dar rămâne de văzut ce va face până la finalul. E mai mult decât discutabil, dar în 2016 eu am sunat la biroul doamnei Firea. Și am cerut o întâlnire și am spus avem nevoie în București de un spital mare. Am spus eu o să stau la Ministerul Sănătății câteva luni, mai erau, știam că peste 6 luni se termină mandatul. Începeți un spital, începeți proiectarea, haideți să vă ajutăm, haideți să-l facem împreună cu celelalte 3 spitale regionale. Haideți să lucrăm împreună la asta. Da, 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 s-a făcut un comunicat de presă, am văzut-o pe doamna Firea cum stă frumos cu agenduța, am văzut cum a adus încă câteva persoane îmbrăcate frumos acolo, după care nu s-a mai întâmplat nimic. Nimic. Din 2016, cel puțin de la întâlnirea mea, mă așteptam să lucreze în secret și să vină, da, poate, nu știu, poate acum, poate... Să vină cu ceva și nu să ne spună că a lucrat 8 luni. Cum să spui că ai lucrat 8 luni la spitalul și ai făcut un studiu de fezabilitate pentru un spital de 1 miliard de euro? Cum să spui că că nu-ți mai trebuie niciun fel de avize, că ți-ai dat singură? Au zis că au luat, ieri au zis în ședința de consiliu că au luat 60 de avize. Au zis arhitectul care a... 60 de avize. Dar nu știu de unde. În 8 luni. În 8 luni, 60 de avize. Primăria a făcut în așa fel încât să-și dea singură, deci a trăiat tot ce înseamnă aviz de la o altă autoritate competentă. Eu înțeleg că ne zbatem în România și durează foarte mult avize și nu ne sunt întotdeauna simpatice. Bun, înțeleg că toate autoritățile trebuie să funcționeze mai bine, dar nu poți face o investiție de 1 miliard de euro. Adică este necesar acest aviz, pentru că, de exemplu, se poate întâmpla să sapi și să nu știi că pe acolo trecea magistrala de mediu, de trafic. Sau... Deci vreau să fac un spital în Pipera, aș vrea să văd studiu de trafic.
Aș vrea să văd... Au inclusiv studiu de umbrire. Păi, cu asta încep, cu studiul de umbrire, da. Cum ar fi să ne arate și celelalte studii și să le facă publice pe toate? Din păcate, cea mai mare nemulțumire a mea referitor la acest proiect este că doamna Firea a venit cu o hotărâre de Consiliu care are maxim 10 pagini, dar fără să prezinte public acest studiu de fezabilitate în integralitate, pentru că aș fi vrut și eu să văd exact aceste avizuri care spuneți dumneavoastră, aș fi vrut să văd toată documentația aferentă, ca să știu și eu pe ce cheltuim banii, că și 1 miliard de euro este bugetul primăriei capitalei pe un an. Deci asta este... Asta dacă nu luăm în considerare costurile fixe pe care le are primăria capitalei, care sunt relativ mari, nu poți să tai din ele. Ok, deci revenind la companiile municipale, că am ajuns la acest spital, urma și această întrebare cu spitalul, dar am mers un pic înainte. Putem să discutăm. Păstrați o parte, faceți o evaluare, păstrați o parte dintre companii cu angajații, ce faceți la... De la companiile desfințate. Da. Toată lumea va fi evaluată. Toată lumea va fi evaluată și va trebui să arate că este... Deci vă veți asuma și niște concedieri. Da, cred că asta n-ar trebui să fie niciun fel de îndoială. Ce ar trebui de asemenea spus foarte clar e că atât în administrație, atât în primăria municipiului București, cât și în toate aceste companii municipale și în toate instituțiile care țin de companie, care țin de primărie, nu se vor face niciun fel de concedieri doar pe baza faptului că angajările au fost făcute în mandatul doamnei Firea sau în orice alt mandat. Fiecare om a trebuit să aibă posibilitatea să-și demonstreze capacitatea de a lucra în postul respectiv, de a livra. Cred că s-a făcut greșeala asta de foarte multe ori. A venit un partid și a pus oamenii săi, au venit alții și i-au înlocuit un pic mai târziu. Cred că ceea ce ne dorim cu toții de la atunci când un părinte se gândește ce își dorește pentru copiii săi, își dorește să fie pe picioare, le dorește să fie pe picioarele lor. Eu asta mi-aș dori de la fiecare funcționar din administrația publică și de la fiecare om din România. Și aș vrea să ajut, dacă se poate, pe toată lumea, inclusiv fiecare funcționar din administrația publică și inclusiv oamenii care sunt angajați la companiile municipale, să fie pe picioarele lor, să fie profesioniști adevărați, care au nu numai competența minimă de care ai nevoie pentru funcția pe care o ocupi, ci au și dorința de a face ceva, de a lăsa ceva în urmă, de a face ceva care are rost. O altă întrebare, iarăși, un subiect foarte discutat pe Facebook, a fost faptul că doamna Firea a acordat foarte multe stimulente financiare și ajutoare sociale. Acestea au avut un impact bugetar de aproape 100 de milioane de euro în acest an, o sumă imensă. Ce veți face cu aceste ajutoare stimulente financiare? Le veți păstra, le veți tăia? Cam aceeași discuție ca la companiile municipale. Nu toate sunt rele. Care ar fi bune, de exemplu, că vreau să știu și eu. N-aș vrea să încep să menționez câte una, dar... Au fost câteva, de exemplu, pe partea de sănătate și unde dumneavoastră aveți o competență. Stimulentul pentru copiii cu handicap este o treabă bună și păstrau. Stimulentele din sănătate le-aș evalua prin câteva filtre. Un filtru e treaba primăriei, asta este prima. 2. E nevoie? Aș vrea să am răspunsuri la aceste două întrebări și în funcție de răspunsurile la aceste două întrebări aș lua o decizie în raport cu fiecare astfel de stimulent. Ideea că primăria poate să arunce, nu e în stare să cheltuiască banii pe care și-i bugetează singură pentru termoficare, de exemplu, sau pentru investiții de orice tip, și trebuie să cheltuiască cumva banii așa încât îi aruncă pe vouchere și stimulente, respectiv apoi pe reclamă la televizor, așa încât o mămăiță din Codlea vede că la București poți avea stimulent pentru aparat dentar pentru nepoțel. Cam la ce folosește mămăiței din Codlea să vadă reclama aia la televizor? Dacă nu există utilitate publică pentru... Deci, cred că nici reclamă nu veți face primărie capitale pe la televiziune. Nu reclamă deșențată, nu propagandă. Dacă e ceva ce trebuie să ajungă la televizor pentru că e o chestiune de interes public, atunci cu plăcere. Dar v-aș aminti de 2016. În 2016 am făcut 3 campanii.
trei campanii în interes public, una pentru vaccinuri, a doua pentru mâini curate în spitale, a treia pentru nu antibiotice la întâmplare. Știți care a fost bugetul pentru toate aceste trei campanii? Bugetul de producție, respectiv bugetul ca ele să apară la televizor, și toate au apărut la televizor. Zero. Dacă ceri ajutorul televiziunilor, atunci vei primi ajutor. Dacă ceri ajutorul unor agenții care să vină și să facă ceva cu rost, atunci cu siguranță vor contribui. Am făcut asta atunci așa, la fel aș vrea să fac în continuare. Pentru că vorbim de bani dați de Primăria Capitalei pe diverse programe, pe reclame. A fost o discuție constantă pe tema banilor dați de Primăria Capitalei și Primăria Deschidor către biserici. Uh-huh. Unde vă poziționați dumneavoastră? Trebuia să vină întrebarea asta, nu-i așa? Da, e standard. Da. Uitați, am spus... Bine, tocmai a tăiat domnul Firea banii de la biserici, dar da. I-ar fi dat cu plăcere anul trecut la 120 de milioane de lei, ceea ce sunt uriașă. Da, da, da. Uitați, am fost întrebat, am fost la Digi24, am fost la o emisiune și am fost întrebat cum mă raportez la subiectul ăsta. Cu o săptămână înainte, avusesem o discuție cu cineva din primăria din satul părinților mei. Uh-huh. Magic Camp este gard în gard cu biserica. Bisericii din satul Brănen, județul Dâmbovița, e cade turla. Suntem în pericol să cadă turla la noi în curte. Și atunci am spus, trebuie reparată. Trebuie reparată și primăria ar trebui să ajute la asta. Ar trebui să ajute la asta pentru că altfel cade turla. Cade turla bisericii din sat, asta înseamnă că pentru comunitate e un lucru groaznic și pentru copiii de la Magic Camp, nu mai zic. Apoi, la o săptămână, am avut interviuri și am fost întrebat, ce părere aveți? Ar trebui să dea primăria bani la biserică? Eu cred că pentru construcția, dacă vorbim de o turlă care pică, dacă vorbim de urgențe, de reparații, și reparații care au această componentă a urgenței, atunci lucrurile sunt în regulă pentru mine. Dacă vorbim de obiecte de patrimoniu, de asemenea, cred că se poate discuta. Cred însă că, de asemenea, dacă vorbim de proiecte sociale, pe care unde avem o competiție și biserica este unul dintre competitori și biserica poate să facă ceva mai bine decât poate să facă un ONG sau altul, atunci de asemenea mi se pare că există un potențial major, masiv. Dar bani la Catedrala Mântuirii Neamului veți da? Hai că asta e întrebarea cumva. Catedrala Mântuirii Neamului mi se pare că este un obiectiv care e spre finalizare. Sper să fie finalizat cât mai curând. Și sper ca fondurile să poată să vină din altă parte. Dacă nu există fonduri pentru Catedrala Mântuirii Neamului și trebuie să vină sau trebuie să fie ceruți banii ăștia de la Primăria Municipiului București, atunci Primăria Municipiului București va face două lucruri. Unu, își va evalua propriile urgențe. Doi, dacă este cazul, după evaluarea propriilor urgențe, va putea să întrebe oamenii. Adică căutați o consultare a populației pe o astfel de temă, de exemplu, dăm bani caut mai întâi urgențele, caut să prezint urgențele, uh-huh. Și dacă va fi nevoie, atunci vom întreba oamenii. Deci nu excludeți din start că pentru catedrală sau pentru alte biserici care se construiesc nu dăm bani, dăm doar la urgențe sau... Haideți să spunem așa. Cred că avem niște urgențe, uh-huh. Cred că urgențele sunt sănătate, mobilitate, seism. Toate lucrurile grave care se întâmplă în București, toate lucrurile care afectează viața oamenilor, dacă cumva nu putem să cheltuim banii aici și dacă cumva oamenii sunt de acord să-i donăm la biserică și pentru un obiectiv sau altul, atunci lucrurile astea nu poate fi exclus. București nu are de peste 10 ani un plan urbanistic general și se construiește haotic. În oraș au apărut tot felul de blocuri printre case, au fost demolate clădiri de patrimoniu, chiar ieri Consiliul General a aprobat construirea unui ansamblu de blocuri în curtea PNL-ului, lângă o clădire monument istoric. PNL-ul e o problemă mai mică, dar clădirea respectivă este... Și acolo este un spațiu verde, este un parc superb. Da. Cum veți gestiona această problemă? Cu ordine și disciplină, cu reguli care să fie respectate și cu mecanisme care să ajute, nu numai să oprească debandada asta,
ci mai mult decât atât, mecanisme care să vină în ajutorul celor care vor să meargă în direcția bună. De exemplu, mecanisme de finanțare pentru cei care vor să reabiliteze o clădire sau alta, care are o clădire care sau alta care are de asemenea o componentă de interes public. Avem cu toții un interes ca patrimoniul să fie păstrat, avem cu toții un interes ca spațiile, ca locurile publice să arate într-un fel sau altul, că sunt în proprietate publică sau privată, cred că proprietățile publice, acolo primăria trebuie să se poată exemplar, trebuie să dea un exemplu, dar cred că pe proprietățile private trebuie reguli. Trebuie reguli, dar reguli care să nu fie absurde. Dacă eu am o casă de acum 100 de ani, ea nu este monument istoric, dar este o casă veche și vin la primărie la dumneavoastră, în primarul general, și spun, domnule, vreau să demolezi aici, să construiesc un bloc cu 5 etaje, că uite, regulamentul de urbanism îmi permite. Dumneavoastră ce faceți? Păi ne uităm la casă. Și dacă casa dumneavoastră are valoare istorică, valoare de patrimoniu, atunci e o problemă, dacă nu are nicio valoare. Și dacă vă dă în judecată beneficiarul și spune, domnule, îmi îngrădiți dreptul de proprietate? Foarte bine. Poate să mă dea, o să piardă. Că tot eram cu... Da, repet, cu argumente și ce aș putea să fac, ce ar trebui să facă primăria municipiului București pentru dumneavoastră, dacă clădirea este de patrimoniu și dacă considerăm că este că e strategic pentru noi, că e bine pentru e de interes public ca clădirea să rămână în picioare, ar putea să vă ofere o posibilitate de finanțare, fie un împrumut fără dobândă, fie un grant pentru a pregăti. Vorbeam mai devreme de pregătirea proiectelor. Cred că foarte mulți oameni care dețin astfel de clădiri, nu știu dacă dumneavoastră este... Căsuța amărâtă în Mahalaua Colentinei, nu e nici un moment istoric, era o întrebare ipotetică. Nu vreau să fac dezvoltări imobiliare. Dacă vă doresc să faceți ce doriți să faceți în viață, dar dacă ați avea o clădire de patrimoniu, și nu ați avea un venit destul de consistent pentru a renova, pentru a reabilita clădirea respectivă, cred că ar fi în interes public ca dumneavoastră măcar să faceți un plan și pentru asta cred că ar trebui să existe un ajutor de la primărie pentru ca proprietarii de clădiri istorice să poată să facă un plan de reabilitare. După respectiv un plan, ce s-ar putea face cu clădirea respectivă? Dacă este o clădire de câteva sute de metri, s-ar putea să fie un pic prea mare pentru dumneavoastră și s-ar putea să vă doriți să o folosiți în alt mod. Dacă vedem care sunt posibilitățile în care ar putea să fie folosită casa respectivă, conform studiului ăstuia, pentru care zic că primăria ar trebui să ajute, apoi putem să discutăm. Apoi putem să discutăm dacă clădirea respectivă dacă pentru reabilitare puteți folosi o metodă de finanțare sau alta. O să am un plan mai multe, o să le vedeți cât de curând. Pentru că ne-am s-alungit foarte mult discuția, ne-am întins destul de mult. Aș vrea să-mi răspundeți foarte scurt la următoarele întrebări. Cu locuințele sociale, veți cumpăra locuințe pentru a le da ca locuințe sociale cu chirie și dacă veți continua programul cu locuințele pentru medici, început de Gabriela Firea? Da. Vreo două, trei mențiuni aici. Unu, locuințe sociale în spații, vorbeați mai devreme de case de patrimoniu. Sunt multe imobile în București la care situația proprietății nu a fost clarificată. Și nu a fost clarificată nu pentru că primăria nu a ajutat, ci pentru că primăria a încurcat. Primăria deține astfel de locuințe sociale pe care n-ar trebui să le dețină. Pur și simplu, înainte ca cineva să investească într-o clădire de patrimoniu sau în orice fel de clădire, trebuie să fie clarificate chestiunile legale. Deci, cred că primăria trebuie să clarifice situația... Adică legea 10. Adică... Nu numai legea 10. Dacă primăria, prin minunatul AFI, care acum s-a transferat la una dintre companiile municipale, dacă într-o clădire cu 5 locuințe deține o locuință, mă întreb dacă este strategic pentru primărie să dețină o locuință care este într-o clasă care n-a fost renovată. Și ce propuneți să facă? Să o vândă. Sigur. Să o vândă și cineva să își asume responsabilitatea că va renova casa și că iar primăria ar trebui să aibă
primăria ar trebui să aibă la dispoziție locuințe sociale pe care să le pună la dispoziția oamenilor care au nevoie. De asemenea, atunci când se face o lucrare și o să trebuiască făcute foarte multe consolidări în București, să aibă locuințe pe care să le pună la dispoziție. Putem discuta aici dacă are sens ca primăria să cumpere locuințe sau mai degrabă să subvenționeze chiria, dar în ceea ce privește subvențiile pentru clădirile locuințele de serviciu pentru medici, eu am vorbit cu foarte mulți medici care au decis să plece din țară sau n-au decis să plece din țară. Asta nu este un argument. Argumentul că există o locuință de serviciu sau nu, că există o locuință care este pusă la dispoziție sau nu, nu influențează niciun fel decizia lor. De ce un medic care poate să câștige, eu știu, până la 2-3.000 de euro, are nevoie de o locuință de serviciu de la primărie cu o chirie de 100 de lei, când sunt oameni care câștigă de foarte, foarte multe ori este mai o întrebare, puțin? Este o întrebare foarte îndreptățită, dar până să vorbim despre salariile medicilor, eu mă bucur că s-au mărit salariile medicilor, am făcut și eu ce am putut. Dar nu înțeleg de ce trebuie să aloce atâția bani la bugetul local, să se cumpere aceste locuințe ca să fie închiriate mai apoi pe o sumă modică unor persoane care își permit să-și închirieze o locuință de pe viața liberă. Împărtășesc această părere, mai mult decât atât. Ce vă spun este că pentru medici nu există acest argument practic. Adică medicii nu au nevoie de ele. Nu, medicii pleacă din țară și pleacă din spitalele din București pentru că în spitalele din București se angajează pe pile. Nu pentru că n-au locuință. Pentru că nu au posturi, de aia pleacă din București. Nu pentru că salariul e prea mic sau pentru că nu au locuință de serviciu. Medicii pleacă din România, medicii pleacă din București, de aici medici șef de promoție, da, rezidenți care termină șef de promoție și au super performanță în spitalele din București, pleacă pentru că nu sunt scoase posturi la concurs. Pleacă pentru că merg la concurs și li se spune, dar te rog, nu te înscrie la concursul ăsta, că e cineva care cunoaște pe cineva la primărie. De asta pleacă medicii. Deci locuința de serviciu pentru medici este o idee care ar fi fost foarte bună, ar fi putut fi foarte bună acum 7 ani, acum 10 ani, acum 20 de ani. În momentul ăsta nu există argumente pentru așa ceva. Okay, dar locuințe sociale, da, avem nevoie. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie, sunt foarte multe cereri îndreptățite care zac la primărie. Pentru că am ajuns pe final, aș vrea să mai luăm 2-3 întrebări scurte de la cititori care ne-au scris. Ce considerați dumneavoastră că a făcut bine Gabriela Firea în mandatul ei? Întreabă un cititor. Uite, consolidările. E bine că s-a apucat. Da, suntem de acord. E bine că s-a apucat. Cred că asta e cea mai mare realizare din mandatul Gabrielei Firea. Da, stați puțin, să nu lăsați. Apare titlul așa. Nu. Trebuia făcut cred că de 100 de ori pe atât. Dar e bine că s-a apucat. E bine că s-a apucat. Trebuia făcut mai bine, trebuia făcut cu mai multă grijă. Sunt clădiri care sunt consolidate, în care cei care lucrează acolo se poartă sunt clădiri de patrimoniu. Puteți da un exemplu? N-aș vrea să dau un exemplu în momentul ăsta, dar puteți doar aproape oricare dintre clădirile respective. N-aș vrea să dau un exemplu dintr-un motiv foarte clar. O să-l vedeți în câteva săptămâni. Dar modul în care oamenii aceștia se comportă cu clădirile respective și cu propriul job e nedemn. Dar în sine, ideea că ne-am apucat să consolidăm câte ceva e un început, o sămânță. Un alt utilizator întreabă dacă ar fi să aplicați o măsură simplă și rapidă cu efecte mari pentru București, care ar fi aceasta? Prima măsură la care mă gândesc este ține de sănătate. Și anume, acreditarea spitalelor, acreditarea internațională a spitalelor, dar nu e o măsură punctuală. Este ceea ce ar trebui să facem, să avem servicii de sănătate decente. E, în general, dacă mă întrebați pe mine de o măsură și de priorități, prioritatea mea este viața oamenilor. Avem, cred că în materie de trafic,
dacă vreți, primul lucru pe care ar trebui să-l, primele măsuri pe care ar trebui să le luăm sunt acelea care ne-ar face să nu mai vedem în drum spre serviciu sau în orice drum pe care îl avem în București câte o ambulanță. Ambulanțele alea nu merg degeaba prin București, merg pentru că au fost accidente, foarte multe accidente în trafic. Primele măsuri sunt de siguranță. Când vorbim de mobilitate, vorbim de... Sunt câteva cifre. Una este viteza medie. Viteza medie de deplasare depinde într-o măsură foarte mare de ceea ce se întâmplă în trafic, de incidentele din trafic. Trebuie luate măsuri să avem cât mai puține incidente în trafic și orice măsură care poate să protejeze viața oamenilor. Sunt câteva foarte simple, de exemplu la trecerile de pietoni. Trecerile de pietoni, dacă se poate, trebuie înălțate. Sunt calcule foarte precise de care este distanța de frânare. De asemenea, dacă mergi cu 30 la oră, probabilitatea să rănești mortal, să rănești grav pe cineva, față de 50 la oră, este foarte mult. Deci, scăderea limitei de viteză în anumite zone din București? Sigur că da. Sigur că da. Asta e una dintre măsurile rapide pe care primăria le poate... Peste tot, acolo unde este vorba de viața oamenilor, nu o să avem multe discuții. Și ultima întrebare, întreabă un cititor, dacă nu veți câștiga concursul cu Nicușor Dan, ca să zic așa, vă gândiți la un viitor tot în administrația bucureșteană, poate la sector sau la primăria generală, sau vă gândiți la un viitor într-un viitor Ministerul Sănătății? Vă pot spune ce o să fac imediat dacă Nicușor Dan va câștiga competiția din Alianță, îl voi susține pe Nicușor Dan în restul competiției și în ceea ce avem de făcut cu toții pentru ceea ce ne-am asumat. În momentul acesta, eu mi-am asumat să candidez pentru primăria municipiului București și n-aș fi făcut-o dacă aș fi crezut că altcineva poate să facă o treabă mai bună decât mine și echipa mea. În momentul ăsta, în această fază a vieții mele, sunt aici. Mai departe, vă asigur că o să merg acolo unde o să am cel mai mare impact. Asta am făcut-o de câțiva ani încoace. Am făcut ceea ce am mers acolo unde am crezut eu că pot să am cel mai mare impact în bine asupra vieții oamenilor. Că tot vine Crăciunul, o să pun o întrebare de sezon. Luminițele puse de doamna Firea și Târgu de Crăciun au fost foarte multe discuții legate de aceste subiecte în ultimele săptămâni. Împreună au costat peste 20 de milioane de lei. Ce veți face ca viitor primar general, dacă veți fi ales? Veți mai cumpăra luminițe? Nu veți mai cumpăra? Vom avea Târgu de Crăciun? Nu vom mai avea? Cum gestionați această problemă? Da. Care ți pare că a devenit o problemă? Deși ar trebui să fie un motiv de bucurie, dar a devenit o problemă. Da, de mult e o problemă, din punctul meu de vedere. E o nesimțire. E pur și simplu bătaie de joc. Eu am locuit 14 ani în Viena, în ăștia 14 ani s-au schimbat o singură dată luminițele. Aceleași luminițe în fiecare an, foarte frumoase, e adevărat, cu foarte puține briz-brizuri, cu foarte puține culori. Dar ideea asta că pe tot maghierul și ai bulevarde întregi în care fiecare copac trebuie să fie luminat de sus până jos, nu știu cui mai produce asta bucurie. Mi-amintesc și eu că în anii 90 mai veneam la București să văd cum e iluminat orașul și cum e iluminat de Crăciun. Da, cam trecut perioada asta. Am ieșit din bezna comunismului de ceva vreme. Nu mai e cazul să cheltuim milioane de euro pentru luminițe. Și de ce să nu folosim aceleași luminițe de anul trecut? Sigur, se mai repară. Sigur, da. Deci, luminițe de Crăciun, sigur, aceleași. Pe tot mandatul meu. Aceleași luminițe, eventual reparate. Și o să fie frumoase. Și o să fie frumos. De asemenea, târguri de Crăciun, sigur. Domeniul privat, privații o să vrea să facă o mulțime de târguri de Crăciun. Nu există, în București se întâmplă o mulțime de lucruri făcute din fonduri private, făcute eficient, făcute frumos, făcute cu gust. Treaba primăriei nu este să plătească pentru toate banchetele și pentru toate oribilitățile care îi stau în fire sau nu îi stau în fire unui primar. Asta e treaba lui ce gusturi are. Dar în spațiu public ar trebui să avem un pic de civilizație, un pic de gust și un pic de decență. Deci cred că târguri de Crăciun și de dacă vreți, în fiecare săptămână,
pot fi organizate foarte bine într-un loc din București sau în altul de sectorul privat. Sectorul privat non-profit și sectorul de privat care dorește de asemenea profit și profitul e foarte bun dacă respectă interesul public. Ultima întrebare din acest interviu este o întrebare un pic mai personală. Mă întreba foarte multă lume, cu ce se ocupă Vlad Voiculescu? Ce specializare are? Ce face din ce trăiește? Ok, mulțumesc pentru întrebarea asta. La mine lucrurile sunt relativ simple. Am studiat la Viena economie și business administration, adică managementul afacerilor. Am lucrat un pic mai bine de 10 ani în bancă. În majoritatea timpului am finanțat proiecte de infrastructură, proiecte de infrastructură mare și mică, de la spitale, școli, autostrăzi și așa mai departe. Am lucrat cu orașe, cu județe, cu guverne de țări. Asta un pic mai bine de 10 ani, cum spuneam, după care am revenit în țară, am fost șef de cabinet al Ministrului Finanțelor, apoi Ministrul Sănătății. De atunci mă ocup de două lucruri. Unu, Construcția Plus. În București Plus are peste 4.000 de membri, București Ilfov. Asta este organizația de care m-am ocupat preponderent. Și Construcția Magic Camp. Magic Camp, Magic Home, Magic Roofs, Magic Help, toate proiectele astea care servesc câteva zeci de mii de familii. Asta am făcut și am făcut-o voluntar. Pe declarația mea de avere, deci ce vă spun este că de 3 ani de zile sunt voluntar, 3 ani și jumătate, trăiesc din economii. În declarația mea de avere se poate vedea fiecare cent cu care am plecat după cei 10 ani în bancă. Suma a fost destul de consistentă cât să-mi permită să o duc toți anii ăștia în regim de voluntariat, ceea ce intenționez să fac cel puțin încă 6 luni. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru prezența studioul nostru și succes! Și eu vă mulțumesc! Vă așteptăm a doua zi după ce ajungeți la Primăria Capitalei. Vă mulțumesc! Așa facem! E o promisiune!